Ministerul Justiției a dispus realizarea unei analize la nivelul tuturor centrelor de detenție pentru a estima câți deținuți ar putea fi eliberați odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal la data de 1 februarie. Evaluarea parțială arată că noile reglementări vor avea impact asupra unui număr de 200 de persoane private de libertate. La nivelul penitenciarului Giurgiu au fost constituite 3 comisii, fiecare formate dintr-un judecător, un procuror și un lucrător al penitenciarului. Comisiile și-au început activitatea la jumătatea lunii noiembrie 2013 și au ca obiect analiza dosarelor individuale în fiecare persoană privată de libertate, condamnată sau arestată preventiv și se verifică stadiul și cuantumul pedepsei de executat în vederea identificării situațiilor de dezincriminare a unor fapte potrivit noului cod penal. Activitatea este preconizată să se finalizeze la sfârșitul lunii februarie anul curent. După finalizarea analizei și după intrarea în vigoare a noului cod, dosarele cu propunerile de eliberare vor fi înaintate instanțelor. Judecătorii vor analiza fiecare caz și vor decide dacă deținutul poate fi eliberat sau eliberat condiționat.